terminat deschiderea aeroportului, în momentul nu te așteptați de către brașoveni și nu numai. Ce ne puteți spune în aceste momente de inaugurare? Putem spune că astăzi, practic, am încheiat prima etapă, cea de dezvoltare. Când se putem spune că s-au încheiat toate construcțiile care erau necesare pentru a da drumul aeroportului, de săptămâna viitoare vom începe faza de operaționalizare. Ne bucurăm că avem evenimentul de organizat pentru astăzi și pentru mâine și atât de multă lume și-a manifestat interesul să vină să vadă să facă și de săptămâna viitoare către destinații se va putea. De săptămâna viitoare, practic de 15 avem zborul oficial cu Taromu, în dimineață la ora 8. După zborul cu Taromu, o să avem zborul de Șurca. Asta este super de ziua de zi. După aceea, intrăm în programul normal, practic de pe data de 15, vom avea tot aeroportul închis, vor fi reguli de securitate, de aceea astăzi am avut ziua porților deschise, încât lumea chiar să vadă deslocalizată aeroportul. Programul de zbor este unul divers. Avem zboruri de vară, charterele pentru Antalya și Creta. Mai sunt zborurile de Germania, München, Nürnberg, Stuttgart, Luzern, Londra și mai departe. Ce va urma până la sfârșitul anului sau în viitor apropiat? În viitor apropiat, nu știu ce va urma. Aveți discuții și cu alte companii în acest moment? Bineînțeles, am avut aceste discuții. Până acum am mai spus timpul nostru cel mai slab,